Putem începe? Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media. Vă mulțumesc că ați dat curs invitației Platformei pentru Moldova de a participa la acest briefing de presă. În ultimele zile, subiectul protecției cadrelor medicale, acordarea indemnizațiilor, salariile și protecția acestora la locul de muncă a revenit sus pe agenda politicienilor. A revenit pentru că, din păcate, în perioada campaniei electorale am văzut că au primat alte subiecte decât cele legate de gestionarea pandemiei și nemijlocit de eroii care lucrează până la epuizare. Din păcate, săptămâna trecută am asistat la câteva declarații deloc plăcute și care fac față unui reprezentant al guvernului, prin care s-a atenționat și s-a admis intenția să fie exclusă indemnizația de 16.000 de lei pentru fiecare lucrător medical care se infectează cu COVID. În acest briefing de presă vreau să anunț poziția unanimă și echivocă a tuturor deputaților care fac parte din Platforma pentru Moldova. Noi nu vom admite ca acest guvern să renunțe la plata indemnizației de 16.000 de lei pentru fiecare lucrător medical. Noi vom insista ca în toate documentele și proiectele de politici pentru anul 2021 această indemnizație nu doar să se regăsească, dar să fie permanentizată și să fie exclus riscul jongleriilor din punct de vedere politic. Noi nu vom vota legea bugetului sau politica bugetar-fiscală dacă nu se va respecta minimul de empatie față de cadrele medicale și nu se va include plata indemnizației de 16.000 de lei. O altă importantă victorie care a fost obținută de către deputații membri ai Platformei pentru Moldova pentru protecția cadrelor medicale a fost votarea în prima lectură în săptămâna trecută și sperăm că se va vota în lectură finală în această săptămână, modificarea codului contravențional și codului penal cu stabilirea pedepselor clare și mult mai dure pentru ultragierea cadrelor medicale. Medicii sunt eroi în prima linie, medicii sunt antrenați într-un război invizibil și trebuie sancționat fiecare caz, fiecare intenție atunci când sunt maltratați sau agresați medicii și cadrele medicale la locul de muncă. Și un alt subiect extrem de important. Astăzi, în cadrul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie, prin susținerea a 6 membri deputați din mai multe fracțiuni parlamentare, pe această cale le mulțumesc, a fost votat și va fi prezentat Parlamentului un alt proiect de lege, al cărui coautor sunt. Proiectul constă în acordarea indemnizației unice de deces în mărime de 100.000 de lei pentru urmașii cadrelor medicale care au decedat răpuse de COVID. Din păcate, sunt circa aproape 60 de cadre medicale și nemedicale angajați în instituțiilor medicale care de la începutul pandemiei au decedat fiind răpuși de virusul nemilos. Din păcate, aceste familii sunt doar la moment ajutate de către angajator, unii din ei participă financiar la organizarea funeraliilor și nu există un cadru de reglementare clar cu privire la un ajutor unic de deces. De aceea, astăzi, am insistat și, repet, le mulțumesc deputaților care au susținut acest proiect pentru a fi transmis pe ordinea de zi. Revenim cu ideea ca fiecărei familii în care a decedat un cadru medical sau nemedical, dar angajat în instituțiile medicale, să fie acordată o indemnizație unică de deces în mărime de 100.000 de lei. Toate cazurile în care au decedat lucrătorii medicali, chiar vreau să fac referire cu multă durere la cazul recent de deces al unei angajate din Centrul de Asistență Medicală Urgență Prespitalicească, o tânără mămică care a lăsat în urmă un copil și care mai avea și multe credite. Păi iată, tocmai pentru asemenea situație, suplimentar la grijile și la nevoile care dau peste aceste familii, ele mai rămân și cu povară financiară. Considerăm că indemnizația unică de deces de 100.000 de lei, de care trebuie să beneficieze reprezentanții familiei, soțul supraviețuitor, copiii sau părinții, în cazul în care aceștia lipsesc, este o minimă expresie de respect și de compasiune pentru situația în care s-au pomenit aceste familii. Medicii cu adevărat sunt antrenați într-un război, pentru mulți este invizibil, alții din păcate încă nu cred că el există, dar ne mor concetățenii și cel mai dureros, ne mor cadrele medicale. Acest proiect de lege va fi
propus pentru votare în două lecturi pe parcursul acestei săptămâni și fac apel pe această cale către toți deputații din toate fracțiunile parlamentare să îl susțină și să le demonstrăm cadrelor medicale care lucrează până la epuizare că deși încă o mare parte a populației nu crede în COVID, o altă parte consideră că este o boală de sezon și nu este gravă, realitățile sunt cu totul altele. Dragi colegi deputați, de noi depinde să le readucem încrederea cadrelor medicale care astăzi sunt extenuate și să ajutăm câtuși de puțin financiar prin oferirea acestei indemnizații de deces familiilor care și-au pierdut un întreținător. Vă mulțumesc!